Poliția se războiește cu mașinile de taxi care opresc oriunde lângă Gara de Nord. Inclusiv pe carosabil. Nu poate să iasă autobuzul. Șoferul nici nu e în mașină, oho. Cât tupiu. Da. De asta poliția cu girafarul trebuie să patruleze mai des. Poate chiar zilnic. Ca să fie ordine la Gara de Nord. Și prin oraș. Și în țară. Avem zeci de mii de polițai plătiți pentru asta. Mașina de taxi care așteaptă fix în fața trecerii de pietoni. Ceea ce e ilegal și periculos. Mașina de poliție cu girofar pornit nu zice nimic. Are altă treabă. S-a decis el să plece. A așteptat la rând. Și acum rămâne tot în intersecție. Poți să zici. Pe jumătate sub semnul de taxi. Aici a făcut colegul loc. L-a înghesuit.